Vă salut, a început ploaia. Deja pentru mâine este un cod galben. Ăștia zboară și acum? Doar se aude, dar nu se vede. Ei, pe nori. Mâine este anunțat un cod galben. Ploaie, vânt, nisoare spre seară. Și ar fi primul vizgolaj pe anul ăsta. Sau pe iarna asta, iarna 2019-2020. Și chiar dacă vorbim de ninsoare și viscol, se apropie și tăierile. Și haideți să vă arăt două fierăstraie. Asta este de anul trecut sau 2 ani, cred că 2 ani. Asta mi-a plăcut mult cum are simți, foarte stânga-dreaptă, foarte depărtați așa, tăia foarte bine. Am luat unul nou, am avut anul trecut. Se vede puțin diferența. Ăsta mai merge ascuțit. Ce s-a întâmplat cu el? Când a făcut magazia tata anul trecut, l-a luat și a mai tăiat la beceauri. Și nu mai taie bine. Merge ascuțit, am niște pire subțirele. Ăsta l-am luat de la Dedeman. Am mai avut unul, dau tata. Și zic că hai să-mi iau unul nou, să fac treaba anul ăsta. Prețul în jur de 18 lei, până în 20 oricum. Faceți o campanie de tăiere la o livadă măricică, așa, măcar 50 de pomi, 60, n-aveți treabă, 2 ani de zile. După care probabil mai trebuie ascuțit, dar nu cred că e mai vine rândul. Ăsta aș vrea să-l mai ascut. Asta o lamă mai tare. Ăsta cred că e de la Ocean. Ăsta de la Dedeman. Ce firmă este ea? Grünmann. Dacă nu văd bine că am asta băgat, Grünmann. Da. Deci e mai dificil la tăia. Ăsta depărta mai bine tăia sau cea mai repede în lemn, cel puțin în lemn mai gros. Pentru că are zimții mai depărtați. Dar e foarte bun și ăsta, garantez pe el, am tăiat anul trecut, n-ai treabă. Să vedem ce nisoare va fi. După care așteptăm să ne apucăm de pom. Sper să vină primăvara. Numai bine!